Bine ați venit în cadrul Laboratorului de Ameliorare a Grâului. Astăzi vă vom prezenta prima noastră creație de soi de grâu de toamnă, Caro. Din toamna anului trecut, această nouă creație a compartimentului non-didactic din cadrul Universității din Craiova a fost introdus în rețeaua națională a Institutului de Stat de testare și înregistrare a soiului, a soiurilor din România și am intrat în posesia primelor rezultate obținute, rezultate care sunt deosebit de promițătoare. Printre cele mai bune rezultate sunt cele obținute în Centrul de Testare Troian, unul dintre cele 10 centre în care a fost testată această creație, unde soiul a obținut 10.035 de kilograme la hectar, cu un spor de producție de 7% față de Glossa și 6% față de Miranda. 9.708 kilograme la hectar la Râmnicu Sărat, cu un spor de 32% față de soiul Glossa. Deși cu o producție mai mică, în jur de 6.800 de kg la hectar, la Mircea Vodă în Brăila, sporul de producție a fost chiar de 40%. Drumul de la intenția de a crea un soi și până la obținerea acestuia este destul de lung, prin ameliorarea clasică, durata acestui proces fiind de 10-12 ani. Se pornește de la genitori care, prin încrucișare, dau naștere generațiilor hibride și se merge în acest proces până la generația F6. Urmează după aceea metoda pe care o alegem, bulk sau pedigree, și testările în microculturi, în culturi de orientare, în culturi comparative de concurs și în final, când această linie ne satisface prin rezultatele obținute, este introdusă în rețeaua de testare. Numai cu girul acesteia, o linie de grâu poate deveni soi și poate fi introdusă în catalogul oficial al plantelor din România. Din această toamnă mai avem o linie inclusă în testare, Caracal 1, iar Caro va trece în anul 2. După această testare și când va ajunge în anul 3, Caro va deveni soi și îl veți găsi la comercializare în cadrul Departamentului de Producere de Sămânță de la stațiunea Caracal.